Vreau să vă anunț că eu și Anda, mama copilului meu, nu mai formăm un cuplu. Am decis să mergem pe drumuri separate. Nu este vina ei, dar nici a mea. Anda este o femeie minunată. Dar știți și voi cum e viața. Uneori, pur și simplu, oamenii nu se potrivesc, oricât ar încerca. Împreună avem un îngeraj de fetițe. Ea este și va fi prioritatea noastră. Vom fi împreună la toate momentele importante din viața ei. Vreau să-i mulțumesc Andei pentru că este o mamă bună. Liviu Vârciu și Anda Călin nu mai formează un cuplu. Azi, la prânz, vedeta a anunțat despărțirea pe Instagram și mai apoi pe Facebook. Se pare că separarea nu s-a produs brusc. E posibil să se fi produs cu ceva mai mult timp în urmă. Nu de alta, dar Anda și-a pus și ea pe Instagram un mesaj cu subînțeles. Doamne, am făcut tot posibilul, dar dacă astăzi îmi pierd speranța, spune-mi că planurile tale sunt mai bune decât visurile mele. În plus, la mijlocul lunii iunie, Andrei Ștefănescu era foarte aproape să-l dea de gol pe Vârciu. Nu știu, Liviu, dacă așa ce iubita, eu... Nu știu dacă ai iubită. Da, nu știu, Liviu, dacă mai are iubită, pentru că la el fiecare săptămână aduce ceva nou în viața lui. Azi se împacă, mâine se... rămân împăcați și de-aia nu știm niciodată așa. Adică ce ai vreo tu de la Antena Stars de acolo, de când ai început să faci matinal, ai început să fii monden, mă, nebunule. Ai început să dai de-astea. Eu vorbesc cu tine ca prietenos, așa. Tu spui din casă cu oameni. Eu știu cât am încercat. În urmă cu aproape două luni, la botezul Anastasiei, Anda și Liviu păreau că se înțeleg foarte bine. Și mă bucur din suflet că mi-ați permis să vă fac acest cadou pentru Anastasia Mărgu. Fimea, fata noastră, ca să nu am bătaie după 12, e așa, wow. În sfârșit, tata nu s-a chitroșit, uite ce a făcut pentru mine. Nu vine să cred. Mamă, Anda e chitroasă, ca să știți. Și păreau că se pregătesc de nuntă. Tu ai văzut ce scrie în partea dreaptă la intrare? Ce ți-a pus Ricușor acolo? Nu eu, Anda a pus, nu eu. Spun eu, Anda a venit dimineața așa, noaptea cu cagulă pe față, s-a anotat un pic pe în piscină, a ieșit și a pus wedding. Poate, poate să prinde fraierul. Da, ce crezi? Fraierul e pe Medereze. Pune-te locui, să prinzi așa... Așa am ajuns feroci. Dar semnele că se mai certau din când în când le putem intui în dedicația făcută de Liviu iubitei sale. Mă cer cu tine dintr-o trâmplare. Meu sunt de vină. Sau poate tu nu mă întreba ce rost mai are. Mă cer cu tine. Eu sunt de vină. Sau poate tu nu mă trebuie ce rost mai are. Da. Să rămân.